expresia că am probleme cu alcoolul, eu aș vrea să o despic în patru. Fie că este dependent de alcool sau consumă alcool în mod regulat, fie că este ispitit să consume alcool, indiferent de situație, vestea bună este aceasta. Domnul Iisus Hristos este scris în Luca 19:10, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă o persoană este tentată sau este ispitită să consume alcool și are pofta cea lăuntrică să consume alcool, am o veste bună, și anume, ispita însăși nu este păcat. Diavolul vine și folosește ispita aducând vinovăție falsă și oamenii încep să se gândească: eu sunt așa de căzut, sunt așa de... am probleme pentru faptul că eu sunt ispitit, gândesc sau... vine diavolul din afară și ispitește și aduce vinovăție falsă. În situații de felul acesta, eu le recomand tuturor, este o veste bună. Odată te împotrivești diavolului, folosește celeași expresii care le-a folosit Domnul Iisus: înapoi a mea Satan, pleacă Satan de la mine. Este o luptă, dar vestea bună este aceasta: atunci când suntem ispitiți, în 1 Corinteni 10:13 este scris: Dumnezeu odată cu ispita pregătiți și portița de scăpare. Dacă cineva este dependent de alcool sau este un alcoolic anonim, nimeni nu știe de el. Vestea bună este aceasta: Domnul Iisus a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Mărturisește păcatul, mărturisește înaintea lui Dumnezeu, citește în Scriptură: beții pe partea lor este în iadul de foc, deci nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcate și să ne încătească de orice nelegiuire. Mai am un sfat: trăiește prin har. Fiindcă am cunoscut oameni care au făcut fel de fel de juruințe, au mers la biserică, au mers la prieteni, au jurat că nu mai beau, au jurat că nu mai consumă alcool, dar n-au putut. N-au putut ține jurământul. De fiecare dată, sfatul meu, și le vorbesc inimii celor care sunt dependenți de alcool, să se încreadă în harul lui Dumnezeu. Și în fiecare dimineață sau în fiecare zi, decât să își pună limite care și așa nu le poate ține, mai degrabă să zică: Doamne, eu mă încred astăzi în harul Tău, mă încred în ajutorul Tău, ajută-mă astăzi ca să nu consum alcool. Dumnezeu își face partea Lui, dar și noi ca oameni trebuie să ne facem partea noastră. Biblia spune: împotriviți-vă, împotrivește-te, fugi. Îi spune lui Timotei, Pavel spune: fugi. Eu le recomand tuturor: nu merge în locuri alunecoase, mergi cât se poate de departe de prăpastie, mergi pe axul drumului, ca să nu dai în șanț. Alegeți prietenii, anturajul, încrede-te în Dumnezeu. Evită situațiile sau circunstanțele care sunt dăunătoare, care te atrag, care te momesc. Apoi încrede-te în Dumnezeu, că Dumnezeu de fiecare dată îți va da putere ca să mergi. Aș vrea să mai spun ceva. Sunt bune juruințele sau sunt bune legămintele când nu mai beau un an sau două, mai beau 2 ani. Lucrurile acestea sunt bune, dar funcționează exact atunci când este un foc și eu sting focul cu benzină. Cam așa funcționează. Eu sting focul cu benzină, limitele puse de noi oameni, ci mai degrabă ne încredem în Dumnezeu și spunem: Doamne, mă încred în Tine, ajută-mă, ajută-mă, mă încred în Tine, ajută-mă. Fiindcă este scris în Biblie, legea o făcea fără de putere. Dacă legea dată de Dumnezeu, scrisă de Dumnezeu cu degetele Lui, era fără de putere, cu atât mai mult promisiunile noastre, sunt bune promisiunile noastre, dar nu totdeauna funcționează, ci funcționează harul lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu. Eu aș vrea să le spun celor care sunt dependenți aceleași cuvinte care le-a spus Domnul Iisus Hristos femeii prinse în adulter:
Am întrebat-o. Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Oamenii când știu că sunt iubiți, nu pentru ceea ce fac, ci pentru ceea ce sunt, sunt gata să renunță la orice dependență. Este puterea transformatoare a Harului lui Dumnezeu, a Cuvântului lui Dumnezeu, a Dragostei lui Dumnezeu.